Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tank. Salutare jucănilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este primul episod din noua noastră serie de mod Showcase. Jucănilor, pentru primul nostru episod de mod Showcase, m-am decis, bineînțeles, să vă prezint câteva moduri, pentru că m-am gândit că sunt unele interesante și să încep și eu o serie de mod showcase, să vă prezint modurile pe care le mai folosesc eu, îmi și plac. Am zis să vi le împărtășesc cu voi și să vă prezint cât de tare sunt unele moduri care au mai apărut acum noi sau care sunt foarte interesante. Bun, și pentru prima dată vreau să încep cu modul ăsta. Pentru astăzi am pregătit 5 moduri și o să vi le prezint pe toate, dar mai întâi să începem cu modul ăsta, care este o teneață pentru găini, mai așa, mai în stil, mai țărănesc, după cum vedeți. Aici avem frumos o teneață a găinilor, unde o să doarmă ele, frumos aici. Aici, după cum vedeți, putem pune mâncare. Deci venim cu tractorașul sau cu roaba, sac, ce avem noi. Aici atornăm frumos mâncarea. De curățenie mi se pare că tot aici o să se facă, dacă o să facă miserie. Și na, aici apăsăm frumos R dacă vrem să cumpărăm niște găini. Bam, bam, selectăm de ce niște găini, pac, pac. Hai să mai luăm un cucoș și dăm confirmă. Acum s-au mai adăugat, după cum vedeți, o mulțime de găini. Bine, eu n-am pus coștereața asta bine aici pentru că e în mijlocul fermei, dar m-am gândit că să încep pe o hartă care este să o folosesc doar pentru această serie, pentru mod showcase, așa că pentru asta o voi folosi. Eu cred că voi scoate coștereața asta, că o să mă încurce, dar o voi lăsa aici deocamdată și cam așa arată. Deci o aveți în descriere, toate modurile de astăzi o să le aveți în descriere și toate celelalte pe care o să vi le prezint eu. Bun, deci haideți să mergem să vă prezint și modurile celelalte. Mai am încă 4 moduri de prezentat, alea sunt pe acolo pe la magazin, așa că să ne urcăm și noi în mașină. Atât și să mergem la magazin frumos. Dacă vă întrebați pe ce hartă sunt pe harta cea cu DLC-ul Alpin DLC sau habar n-am cum se cheamă, dar e ultimul DLC de hartă de la Farming Simulator, care a fost în toamna trecută, a fost lansat și de-aia sunt pe o hartă mai așa, mai muntoasă sau cum se spune. Haideți să mergem și la magazin, dacă tot am spus, facem pe cealaltă, de fapt în față, nu știu exact harta atât de bine ca celelalte. Dar, mergem tot în față. Aici facem, nu pe aici, mai în față facem la stânga sau la dreapta, că nici nu mai știu. Cred că la stânga, dar cred că la stânga, că în dreapta nu este niciun oraș. Așa că o să facem la stânga. Deci v-am zis, nu prea știu eu harta asta, nu prea am jucat chiar atât de mult pe ea. Dar, este interesantă pentru că nu prea vedem noi hărți atât de muntoase cum ar fi astea. Deci uitați cât de faină este priveliștea de la harta asta, dar haideți să ne vedem și noi de modurile noastre. Hop, o luăm și noi prin bucăți pe aici. O să ajungem noi într-un final la magazin. Deci hai că am și ajuns la magazin. Am luat-o perfect pe aici. Am luat-o perfect. Bun, haideți să băgăm frumos mașina aici. Pac, o oprim, o lăsăm pe aici. Și jupăinilor, după cum vedeți, astea sunt cele 4 moduri pe care o să vi le prezint azi. Și haideți să începem cu masterul ăsta. Deci, uitați, ăsta e un Renault Master, un de la pentru șantier sau ceva de genul, să mai cărați ceva cu ele. Cu ea, de fapt. Avem aici tot ce ne trebuie. Nici nu știu dacă putem să dăm... putem să dăm și astea jos. Pac, putem să dăm și astea jos. Și, putem să ne plimbăm așa. Putem lega aici, bineînțeles, sunt niște paleți sau alte lucruri, alte chestii pe care vreți să le duceți voi. Pac, avem lumini.
Ia, girofaruri. Girofaruri mi se pare că putem să le atașăm. Dar trebuie să plătim în plus, cum ar fi pe lângă mașină, ia să vedem noi. Dacă ne ducem aici. Și da, 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 exact. Da, am uitat că e închiriată mașina. Ia să vedem dacă mai cumpărăm alta. Dacă o putem customiza aici, exact aici, și vedem. Deci aici putem, după cum vede, să-i punem și girofarul, putem să-i punem aici în spate de-astea mai mare, mai înaltă, ca să nu putem pune lucruri mult mai mari. Și aici avem și cărlig, după cum vedeți. Avem cărlig dacă vrem să mai atașăm ceva la ea. După cum vedeți, s-a ridicat și prețul, bineînțeles. Acum este atât, iar acum s-a ridicat, bineînțeles, pentru că am făcut adăugări, așa că, na, dacă vreți varianta full, bineînțeles, plătiți mult mai mult. Da, păi cam atât este cu modul ăsta. Mi se pare că avem și modul, adică modul de Simple IC-ul ăla, pe care, cu care putem cumpăra, pe, cu care de fapt putem deschide ușile la mașini, la unele mașini, dar văd că la ăsta nu merge. Dar funcționează modul în interior. Avem aici, putem să apăsăm pe X-ul ăsta. Știu ce putem să facem. Nu știu dacă putem să facem ceva. Ia să vedem, nu cred că. Ia. Apăsăm o dată. Nu știu, habar n-am ce fac. Ce face Simple IC-ul ăsta la mașina asta. Dar în fine, ia să punem, parcăm noi Renault-ul ăsta înapoi. Deci, îl aveți și pe ăsta, bineînțeles, în descriere. Și acum să trecem la următorul mod. Ăsta o să rămână la sfârșit. Clasul ăsta frumos. Haideți să luăm Dacia asta, care e foarte șmechere, o Dacia 1300 parcă. Deci uitați cât de bine arată pe exterior, arată excepțional. Avem și numere de Prahova aici. Avem numere de Prahova. Numai că nu avem aici stema de la Dacia. Dar oricum arată foarte bine, foarte bine arată Dacia asta. Și ia să vedem, putem să-i deschidem port bagajul? Nu cred că putem să-i deschidem port bagajul. Uitați, putem să-i deschidem ușa. Deci avem Simple IC-ul și are și mașina asta la care putem să-i deschidem ușa. Ia să vedem și partea asta. Deci doar ușile de pe față se deschide cu Simple IC-ul. Port bagajul văd că din păcate nu se deschide, dar e bun și atât. E bun că se deschid și ușile. Haideți să ne urcăm în mașină. Da, cam așa arată la interior. Volanul nu prea este ca la Dacia, dar na, e frumos oricum interiorul. Sau nu știu eu, că poate este ca la Dacia, dar eu știu că la Dacia era altfel, era într-un fel de la doar cu o spiță parcă, ca la Arrow. Dar nu știu nici eu exact, bine să nu vorbesc prostii, mai bine nu mai spun nimic. Ia să închidem frumos ușa asta, o închidem și pe asta și să-i dăm cu Dacia. Îi dăm frumos cu Dacia pe aici pe drum. Deci uitați ce merge. Adică urcă foarte greu, urcă foarte greu până la 100, ia fiți atenți. Ca să-i dăm de aici un 0-100, să vedem cam cum urcă. Deci, bam. Deci avem 50 odată, 70, 100 lea greu tare, uitați. 100 lea greu, abia l-a luat acum și a trebuit să merg ceva. A trebuit să merg ceva, deci semnalizările merg, după cum vedeți, farurile merg și ele. Deci este mașina foarte bine optimizată și pentru joc. Adică, na, eu așa spun, că se deschid mai ales și ușile. Avem și semnalizări, avem și faruri, avem tot ce ne trebuie la mașină. Eu zic că e foarte, foarte bine făcută Dacia asta. Deci asta, zic că am uitat cum se numește. A Dacia WAP R12, WAP R12. Așa a numit-o cel care a făcut-o. Nu știu exact cine a făcut-o, dar a făcut o treabă, a făcut o treabă chiar faină. Bun, haideți să mergem frumos, să ducem Dacia la loc și să luăm următorul mod de la încercare. Ia să vedem unde era magazinul, că am și uitat. Ia stai. S-a salvat și jocul. Eu sunt pe aici și magazinul este aici. Deci invers, stați să pornesc și harta, dacă tot așa. Așa trebuie să merg, nu? Parcă așa trebuie să merg. Atât, și după aia facem la dreapta. Bun.
Deci mergem puțin în față. Deci, după cum vedeți, și orașul ăsta de pe harta asta este destul de fain. Stai, bă, eu n-am luat-o bine iarăși. Ce am făcut, bă? Nici cu harta nu știu să mă... aici trebuie... trebuie la stânga, am înțeles, asta-i dăm înapoi. Pac, îi dăm cu Dacia înapoi. Și hai că am ajuns la magazin iarăși. Pac, și punem Dacia la locul ei. Și să luăm la rând, să luăm la următoarea prezentare. Renault ăsta alt. E tot un Renault, dar nu știu exact ce fel de model. Ăsta este tot așa customizat de mine, este într-un fel de ambulanță, după cum vedeți. Numai că scrie în altă limbă, nu știu exact în ce limbă, în poloneză sau în... de fapt în germană, cred. În germană, mi se pare că e germană. Avem numere de, da, de Germania. Bun, deci să ne urcăm și în mașina asta, în Renault ăsta. Deci e Renault tot Master Energy. Haideți să vedem cam cum se mișcă și mașina asta și Renault ăsta. Avem girofaruri. Mai avem vreo opțiune pe aici, că nici nu știu. Nu mai avem vreo opțiune, dar avem și la ăsta simple ASIU, dar nu știu unde să apăs ca să îmi meargă exact. Fac pe aici, nu e nimic pe aici. Acum tot aici am bord ceva, dar nu știu pentru ce e. Exact. E pentru... se apără. Nu știu exact pentru ce e simple ASIU ăsta aici, dar oricum, avem aici. Avem de asta girofar audio de la sirena. Am înțeles. Cât de... e tare. E frumos și modul ăsta. Ia să-i dăm o tură și cu modul. Să pornim girofarurile și sirenele. Hai că sirenele astea chiar sună bine. Avem semnalizări, bineînțeles, și pe duba asta. O putem customiza și pe... putem customiza și duba asta cum ar fi în mod civil, deci stați să vă arăt imediat. Deci dăm frumos aici în magazin, mi se pare că e aici, da, exact aici. Și după cum vedeți avem aici modelul civil la care putem să-i adăugăm o culoare. Da, bineînțeles, putem să-i adăugăm o culoare. Aici mai avem niște moduri, deci putem să facem ambulanță, asta nu știu exact ce-i. Asta e de pompieri, mi se pare că și... mai avem parcă de poliție, da, polize aici, bun. Ce mai avem? Mai avem, putem să adăugăm girofarul, la roți, nu știu ce. La motor, de fapt, și da, cam atât. Bineînțeles că o să plătiți și pentru adăugările, dacă vreți să le faceți la fiecare mașină pe care o să vreți să o adăugați ceva în plus la ea. Ia să oprim sirena asta, că deja mă cam enervează. Atât și să ducem mașina la locul ei, bun, dubiță sau ce e, salvare. Bun, și acum să începem prezentarea cu cel mai fain mod. De fapt, da, este cel mai fain mod dintre astea pe care vi le-am prezentat și cu Dacia. De fapt, toate sunt interesante dacă stăm și o luăm așa, dar ăsta îmi place foarte mult, clasul ăsta. Nici nu știu exact cum se numește, dar știu că are 500 și ceva de cai, stoc. Adică dacă îl cumperi așa, fără să mai adaugi, să mai plătești o adăugare la el, îți dă stoc 500 și ceva de cai. Avem frumos aici tiranții, dita mai tiranții, avem tractorul frumos, cenilele și na, pe aici ne urcăm noi frumos ca oamenii. Și să ne urcăm în cabină, ia să vedem cum e. Pornit din prima. Da, pac, dăm așa cu volanul, se întoarce înapoi. Da, e interesant și modul ăsta, după cum vedeți, să vedem cam cât îi dă la oră, nu știu exact, cred că mai mult de 40 nu îi dă, nu? Nu cred, dar nici nu ar trebui să dea mai mult de 40. Uite că îi dă 53 la oră, băi, eu zic că e cam mult 53 la oră. Dar dacă tractorul ăsta îi dă, atâta îi dăm și noi. Avem giro, hop, i-am bușit. Avem și girofarul, după cum vedeți, luminile, bineînțeles, care funcționează, pentru că
și modul ăsta e foarte bine făcut. Și na, claxon, bineînțeles, și cam atât. Ia să-i dăm frumos pe aici, prin recoltă, pe aici am dat, parcă să nu se strice recolta, pe aici putem să facem drifturi. Bam, 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 drifturi, uitați cu tractorul. Și da, deci stați să vă prezint și customizarea la tractorul ăsta, unde este exact aici la tractoare mare, am și uitat. Și e ultimul de aici. Deci ăsta este, nu are multe modificări de făcut decât la șenile. De fapt, stoc vine doar cu 530 de cai și na, nu mai putem să-i adăugăm, am uitat. Nu mai știam, am crezut că mai putem adăuga niște cai în plus, dar na. Asta e ceva gen, hop, stați așa, e ceva gen Fendul ăsta. Da, este ca Fendul ăsta, numai că mai puțin puternic, adică mai puternic de fapt decât Fendul. Fendul este mai puțin cu cai mai puțin. Și na, cam așa arată după cum vedeți și da, e foarte, foarte fain și modul ăsta. Păi, cam astea au fost modurile pe care vi le-am prezentat în primul episod 8. Ce ai făcut, Bobiță? În primul episod de mod showcase, dacă v-a plăcut modurile pe care vi le-am prezentat în episodul de azi, lăsați acolo un like, un subscribe și un share să vadă și prietenii voștri. Dacă mai vreți să fac episoade de genul de mod showcase, să strângem la episodul ăsta măcar 51 de like-uri să fie acolo, 51 de like-uri. Dacă strângem 51 de like-uri, o să postez foarte des mod showcase, pentru că na, sunt moduri și sunt foarte ușor de prezentat și de găsit. Dacă o să strângem acolo, o să fac episoade de mod showcase în fiecare săptămână sau dacă nu, fiecare zi, dacă o să am chiar atât de mult timp liber. Bun, păi eu am fost Cocomin și noi ne vom revedea, bineînțeles, data viitoare.